Maria vorbea cu Iuliana pe terasă și îi spunea că ea se îngrașă peste tot când se îngrașă, nu pune într-o anumită zonă a corpului. Iuliana spunea că ea se îngrașă doar în anumite zone și că nu-și dorește acest lucru. La discuția aceea era și bunica lui Valentin și îi spunea Iulianei că este destul de slabă și fetele ar trebui să-i atragă atenția în privința aceasta. Maria a spus doamnei că fetele îi spun Iulianei, însă ea nu înțelege. Apoi, mai târziu, am văzut că Maria discuta și cu Delia despre acest lucru. Din câte înțeleg, și-ar dori Maria o dietă mai sănătoasă. Îi spunea Deliei că, uite cum facem dintr-o conservă, de exemplu, de ton și una de porumb, ne și săturăm și este și o masă sănătoasă și că ar trebui să comande aceste lucruri la lista de cumpărături. Delia spunea că sunt destul de scumpe aceste conserve, 10 lei o conservă, ele sunt multe fete acolo în casă și ar fi destul de costisitor. Maria a spus că probabil nu toate fetele își doresc această dietă sănătoasă și Delia îi dădea un exemplu că dacă se comandă pe lista de cumpărături ceva, va dori toată lumea și va mânca toată lumea. Spunea, dacă eu comand biscuiți, toată lumea o să vrea biscuiți. Deci așa se va întâmpla și cu această dietă, cu aceste alimente sănătoase.